Premierul Victor Ponta a anunțat joi că la rectificarea bugetară din 1 septembrie acestui an, guvernul va adopta o ordonanță prin care se vor reda drepturile financiare actorilor și celorlalte categorii asimilate, bani care au fost tăiați de guvernul BOC. Victor Ponta susține că drepturile pe care Traian Băsescu și Emil Boc le-au tăiat sunt reluate, făcând precizarea că nu se va da ceva în plus, ci se vor relua exact indemnizațiile pe care le-au avut actorii și categoriile asimilate în 2003 sau 2004. Nu e niciun caz vorba de o avere, ci e vorba despre o mie și ceva de persoane, mari artiști, mari valori. Putem și avem capacitatea să punem din nou legea în acțiune. A spus Ponta. El a arătat că cei în cauză merită să le fie redate drepturile financiare. Am primit un memoriu, dar nu am vrut să spun până nu am fost convins că am resursa. Vorbim aici de Florin Piersic, de Sebastian Papaiani, de oameni care realmente cred că pentru fiecare dintre noi reprezintă ceva. A mai spus Ponta.